Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a oferit joi 14 martie 2024 un pelerinaj pentru 60 de credincioși din satele Comunei Andrieșeni, județul Iași. Acesta s-a intitulat Pelerinaj în cinstea Sfinților și a făcut parte din seria activităților dedicate anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. Prima parte a zilei a cuprins închinarea la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala Metropolitană din Iași, la fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași. Oamenii au fost întâmpinați la Mănăstirea Hadâmbu de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monastic, care a avut inițiativa de a organiza pelerinajul. Ne apropiem cu Paștele, cu ajutorul Dumnezeu de postul mare și cred că adevărat este o faptă plăcută înaintea lui Dumnezeu, aducând suflete la prin mănăstiri și să se închine, să se folosească de tot ce este sacru și sfânt, și în ultimul rând de se închină la Sfânta Preacuvioasă Mănăstirea Parascheva, apoi ajungând în Dealul Mare la Sfânta Icoană Făcătoare. Este o bucurie duhovnicească pentru mine că am reușit să, prin fratele Ilie, prin domnul profesor și prin fratele Constantin Ciofo, care tot timpul este alături de cei sărmani, mi-a propus nu odată, deci au mai fost autocare, vor mai fi. Ne-am gândit că un autocar de copii să meargă în zona neamților, la Sfintele Mănăstiri din Neamț, chiar în postul acesta, dacă ne ajută Dumnezeu. Iar acum sunt foarte bucuros că am reușit să împlinesc ceea ce ei și-au dorit, să ajungă să se închine la Maica Domnului Dealul Mare și la Sfânta Parascheva. Părerea mea este de fiecare dată, toți pelerinii care urcă dealul Mănăstirii Hadâmbu, să oferim și o masă caldă. În Biserica Monument a Mănăstirii Hadâmbu, părintele Nicu Sorin Axinte de la parohia Andrieșeni a oficiat slujba acatistului icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Cântarea Aleluia, 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 Aleluia. Arată-te întăritoare și sprijinitoare celor fără de adăpost. Fii acoperitoare profesorilor, le dăruiește înțelepciune, studenților și elevilor le luminează mintea. Dare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Maicuța Domnului ne-a chemat și ne-a primit prin dragostea și prin râvna părintelui stareț, părintelui arhimandrit Nicodim, care are dragoste față de Dumnezeu și o arată prin dragostea față de aproapele, față de noi toți. L-am iubit și l-am prețuit foarte mult, de copil, de când veneam la mănăstire la Hadâmbu. Astăzi Maica Domnului m-a chemat și mi-a oferit binecuvântarea de a-L cunoaște mai bine. Vă mulțumim, Părinte Stareț, pentru toată dragostea și vă încredințăm că vă vom purta în rugăciunea noastră ca Maica Domnului să vă ocrotească, să vă păzească pentru mulți și binecuvântați ani, pentru că sunteți un exemplu pentru fiecare dintre noi. Prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, în casa de oaspeți Sfântul Ierarh Spiridon din Lunca Cetățuii, a fost oferită o masă caldă. Coordonatorul pelerinajului a fost profesorul Ilie Urmă, consilier în cadrul Consiliului Parohial Andrieșeni, care a selectat persoanele participante. Pelerinajul de astăzi este un pelerinaj oferit de părintele stareț Nicodim Gheorghiță, care include cele mai multe persoane văduve, persoane singure, care nu reușesc să meargă într-un astfel de pelerinaj. Sigur că părintele Nicodim Gheorghiță, ca de fiecare dată, este alături de comuna noastră, ne sprijină și ne oferă din puținul mănăstirii, ne oferă și nouă celor din comuna Andrieșeni, și oamenilor care doresc să meargă la Sfintele Mănăstiri și au mare evlavie la Maica Domnului și care
au venit pentru prima dată la o mănăstire. Aveam de dimineață de la mitropolie o persoană cu lacrimi în ochi îmi spunea că e prima dată când am venit la Sfânta Cuvioasă Parascheva. E prima dată, deși persoana era în jur de vreo 60-70 de ani, a venit pentru prima dată la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Astfel de persoane sunt mai multe în autocarul de astăzi, care pentru prima dată merg într-un pelerinaj, care pentru prima dată merg la o sfântă mănăstire, pentru prima dată s-au închinat la Sfinte Moaște și s-au rugat cu lacrimi în ochi pentru problemele care le au acasă, pentru sănătate și celelalte trebuințe. Sigur că Părintele, ca de obicei, face o mare bucurie cu locuitorilor din comuna noastră și tot timpul este alături de noi, ne sprijină și îi ajută și pe cei aflați în nevoie și pe persoanele care nu are cine să-i ducă în astfel de pelerinaje, nu are cine să-i ducă în astfel de locuri sfinte la care au evlavie și care își doresc să meargă. Pelerinii de astăzi sunt din toate satele comunei Andreșeni și anume Fântânele, Grăvănești, Buhăieni, Drăgănești, Spineni și ca o bucurie, astăzi l-avem alături de noi și pe Părintele nou de în satul Andreșeni, pe preotul paroh Axinte Nicu, care a venit cu toată dragostea astăzi să ne însoțească în acest pelerinaj și care sperăm de acum încolo să colaborăm pentru a realiza astfel de pelerinaje. După Agapa Frățească, programul a mai cuprins vizitarea mănăstirilor Cetățuia și Frumoasa din Iași. Este pentru copii, în special, și pentru mine. Mă simt foarte bine când vin aici, am o stare de liniște sufletească foarte mare, pe care numai persoana în cauză o simte. Și, ce să spun, totul e foarte frumos, peisajul, tot. Este foarte bine pentru că s-o gânde Domnul Ilie și Părintele să ne invite aici, Arhimandrit. Totul e bine, totul e frumos, bine intenționat în special de către părintele și toți care au contribuit și noi suntem mulțumiți și venim cu plăcere și drag. Îi mulțumim Domnului Ilie că ne-a luat și ne-a mai adus și părintelui stareț de aici și emoții pentru copii am venit, când venim în coași avem așa niște emoții, așa... Eram mai supărată, dar când se mă apropii, spuneam chiar acolo în autocar că am emoții, am de bucurie, de foarte frumos. Nu sunt cuvinte de spus. Proiectul Pelerinaj în cinstea Sfinților a fost lansat de Mănăstirea Hadâmbu în anul 2020 la inițiativa Părintelui Stareț Nicodim pentru a oferi posibilitatea credincioșilor de toate vârstele să ajungă la Sfânta Parascheva și la Mănăstirea Hadâmbu, precum și la alte așezăminte monastice. De-a lungul anilor, de acest pelerinaj au mai beneficiat și români din Basarabia.